trei lucruri de care să ții cont atunci când începi un vlog. Unul mai important ca altul. Numărul 1. Cum îți alegi corect echipamentele pentru vlogging? Primești foarte des întrebarea, este bună camera X pentru vlogging? Este bună camera Y pentru vlogging? Tu ești singurul care știe răspunsul la această întrebare. Nu am eu de unde să știu. Eu nu am de unde să știu ce urmează să filmezi. Tu știi asta. Îți spun imediat cum să faci. Ia o foaie de hârtie și pune acolo o listă cu toate cadrele pe care intenționezi să le filmezi. Spre exemplu, Poate vei filma un vlog ca acesta, în care ai o cameră care stă într-un punct fix, ai o lumină pe care o poți controla și ai o anumită distanță față de cameră. Poate vei filma un travel vlog. Vei pleca foarte mult, vei călători foarte mult, vei filma în condiții de luminozitate scăzută, în condiții de luminozitate crescută, ziua, pe stradă, atunci când este soare. Toate lucrurile astea contează. Sau poate ești skater, ești biker sau ești motociclist și atunci vei avea nevoie de alte echipamente. În fiecare situație vei avea nevoie de un setup diferit. Uite cum facem. Lasă un comentariu cu această listă. Eu îl voi analiza și voi încerca să-ți dau un răspuns și să-ți recomand un setup potrivit pentru ceea ce faci tu. Sau dacă nu, mergi în showroom, mergi cu această listă, arată-i unui consultant și el îți va spune exact ce echipamente sunt potrivite pentru ceea ce urmează să faci. Numărul 2. Sunetul. Mereu am spus că sunetul este mai important decât imaginea. Dacă te uiți la un clip, ai o imagine super bună, dar sunetul este distorsionat, este prea tare, este prea încet, nu înțelegi informația, nu, nu poți să urmărești clipul până la capăt, vei fi deranjat. Dacă ai o, o imagine mai slabă, dar sunetul este foarte bun, te vei uita până la capăt pe acel videoclip și audiența ta va sta până la final și va urmări clipul tău. Și în acest caz ai nevoie de lista de mai devreme. Ca să alegi microfonul potrivit, trebuie să știi în ce situații vei filma. Poate ai o anumită distanță față de cameră, sau poate filmezi pe stradă, poate filmezi într-o cameră ca aceasta, poate filmezi în studio. Până nu ai această listă, nu vei ști exact ce tip de microfon trebuie să folosești. Lasă-mi un comentariu din nou și îți voi recomanda și un microfon potrivit, sau întreabă un consultant și el va ști exact ce să-ți recomande. Numărul 3 și cel mai important. Dacă vrei să știi dacă vlogul tău o să aibă succes înainte de a-l filma, dacă vrei să știi dacă audiența o să aprecieze vlogul tău, trebuie să ți răspunzi foarte, foarte sincer la o întrebare. Înainte să filmezi vlogul și înainte să stabilești subiectul pe care vrei să-l filmezi. Dacă îți răspunzi sincer la această întrebare, vei ști sigur dacă ceea ce faci este bine sau nu. Întrebarea este, de ce s-ar uita cineva la vlogul meu?